Bună seara, bun găsit, sunt Claudiu Pândaru și vom fi împreună în următoarea oră. Ei bine, liderii coaliției caută iar la guvern un candidat capabil să câștige primăria capitalei. S-au întâlnit acum 2 ore și jumătate la guvern. Nu sunt indicii că ședința se va încheia rapid, însă. Președintele Rapidului, Daniel Niculae, a fost dus la audier cu mascați. E bănuit că i-a ajutat pe ultrașii Rapidului să intre pe stadion cu substanțe pirotehnice. Mai mult, le-ar fi dat și bani ca să le cumpere. O să avem detalii noi. Și un vot istoric în Parlamentul European care cere oficial Rusiei să restituie tezaurul sechestrat al României. Este vorba de aproape 100 de tone de aur, vagoane pline cu opere de artă și documente istorice, trimise de România la Moscova ca să fie păstrate în siguranță în timpul Primului Război Mondial. Vești extrem de proaste pentru Vladimir Putin în ajunul primului scrutin din acest an, care va influența la nivel global lucrurile. Sigur că Putin nu are nicio emoție. Se așteaptă să câștige alegerile prezidențiale din Rusia cu un scor, haide să-l numim, sovietic. Numai că nu totul merge conform planului. Războiul a ajuns acasă la ruși, chiar acum, înainte să înceapă, ceea ce trebuia să fie un marș triumfal pentru dictatorul de la Kremlin. În 2 regiuni de la granița cu Ucraina este deja a 3-a zi de lupte grele și sunt victime, potrivit presei din Rusia. Iată cum arată la sfârșitul după amiezii, acum puțin, mai puțin de 2 ore, orașul rus Belogorod. Atenție, sunt imagini cu puternic impact emoțional. Sorry. Sorry, сколько машин горит. Cei care luptă acolo de partea Ucrainei sunt grupări paramilitare, de partizani, ai unor ruși anti-Putin. Ministerul Apărării de la Moscova susține oficial că a respins o incursiune în regiunile situate la granița cu Ucraina și că situația este sub control. Autoritățile locale au cerut populației să stea în casă, iar centrele comerciale au rămas închise astăzi. Ne întoarcem însă în România. Avem parte de un val de atacuri din partea primarului sectorului 5, Cristian Popescu Piedone, la adresa PSD și a candidaților aflați în cursa pentru primăria capitalei. Citez: pe cine să bată burduja? Întreabă ironic Piedone, după care tot dânsul continuă: cine e firea? Se declară sigur de victorie, chiar dacă Marcel Ciolacu a anunțat că PSD nu îl va susține la primăria capitalei. Credeți-mă, această veste îmi face viața mai luminată, se clarifică apele. Așa și nu mă susține PSD-ul. Nu știu, Arici Pogoniți, Partidul Extratereștilor, important este că nu numai PSD-ul sau PNL-ul există în București. Bate-l pe cine să bată măr, n-are și fizic și intelectual cu ce să ne bată, să ne facă vreo plăcintă de mere, să mi-o aducă să o mănânc, ce să-mi facă domnul Burdujean? Cine-i doamna Gabriela Firea? Vorbim despre un fost primar. A, ok. Dacă era un fost primar, era încă primar, nu era învinsă de Nicu Șordan. Eu cred în soacră mea, care are 84 de ani și face sondajul realității. Nu cred în niciun sondaj, doamne. Nu cred. Astea sunt o... Cine comandă ăla e... Să nu spună mie în sondajul otrăvit al Nicu Șordan că era atât nedus la biserică, dita mai mare tematicianul, să mă arunce pe mine pe primul loc, să pună el pe locul 2. Sunt liderii coaliției chiar acum la Palatul Victoria, discută despre cum vor intra în cursa pentru primăria capitalei. Dacă vor avea un candidat comun sau dacă vor merge separat. De ce este importantă însă această cursă electorală? De obicei, primăria capitalei e cea care dă semnalul întregului an electoral și are reverberații până la alegerile prezidențiale. O să dezbatem subiectul, nu e însă singurul, după și jumate.
Este și un news alert la Digi24 cu informația momentului. 16 persoane au fost reținute pentru 24 de ore în scandalul uriaș de la Clubul Sportiv Rapid. Doar Daniel Niculae, președintele echipei de fotbal, a scăpat liber. A fost însă audiat și este suspect în dosar. Procurorii susțin că i-ar fi ajutat pe ultraș să aducă la stadion materiale pirotehnice periculoase. Mai mult, în interiorul arenei a fost găsită și o încăpere secretă cu un perete fals, unde erau depozitate petardele și torțele. Patronul clubului, Dan Șucu, sare în apărarea lui Daniel Niculae și spune că nu știa ce se află în camera secretă. Haideți să vedem imagini și cu declarațiile, dar și cu această încăpere. Deschide poliția! Mii de torțe, petarde și fumigene au fost aduse la meciurile Rapidului. Procurorii spun că totul a fost posibil cu ajutorul conducerii echipei de fotbal. Conform anchetatorilor, Daniel Niculae ar fi colaborat direct cu ultrașii, considerați de poliție extrem de periculoși. M-am trezit azi dimineață cu un telefon de la avocat, penalist, care să-mi spună că președintele clubului a plecat la audieri. Surse din anchetă spun că fostul mare fotbalist îi ajuta pe ultraș să introducă pe stadion materialele pirotehnice și chiar îi susținea cu bani. În plus, procurorii au găsit lângă peluză, locul dedicat celor mai înfocați suporteri, o încăpere secretă. După un perete fals, rapidiștii ascundeau cagule, torțe, fumigene și petarde. Sunt extrem de multe încăperi în acest stadion pe care nu le cunoaștem noi, pentru că nu e treaba noastră. Alături de Daniel Niculae au fost aduși la audiere și 16 ultrași giuleșteni. La percheziții, procurorii au găsit în locuințele ultrașilor giuleșteni un adevărat arsenal. Este vorba despre arme, gloanțe, dar și cuțite. Surse din anchetă spun că fanii rapidiști plănuiau să folosească aceste arme în răfuielile cu alte grupări de ultrași. Deci cum a fost adus la audiere clientul dumneavoastră? Pentru că sunt tineri toți, fac parte dintr-o galerie. Așa se întâmplă de obicei. Unul mai vinovat decât celălalt. În fața polițiștilor a ajuns și cel care ar trebui, în teorie, să se ocupe de securitatea stadionului. În fața camerelor a spus că procurorii mint. Ce au fost articole pirotehnice foarte periculoase lansate nu pe teren? Nu este adevărat. Nu, sunteți într-o eroare, domnișoare. Jur că sunteți într-o eroare. La meciurile Rapidului, ultimele două meciuri ale Rapidului, nu ați văzut materiale pirotehnice. Era vorba despre meciul cu FCSB, de exemplu. Meciul cu... Vă rugăm. Unde? La ce percheziți? La meciul cu FCSB. Astea sunt informațiile pe care le-am. Nu există care să susțineți. Galeria este galeria Rapidului, iar clubul Rapid nu se dezice de galerie. Dincolo de ancheta procurorilor, după aceste incidente, Federația Română de Fotbal le-a interzis ultrașilor să mai meargă în peluze la următoarele meciuri ale Rapidului. Și continuăm. Florin Salam este vizat de o nouă anchetă penală. Manelistul a fost dus la audieri, dis de dimineață, și apoi reținut, după ce trei persoane au făcut plângere la poliție pentru înșelăciune. Victimele îl acuză pe cântărețul de manele că i-ar fi dat bani să cânte la nunți și acesta nu s-a mai prezentat. Prejudiciul total ar fi undeva în jurul sumei de 18.000 de euro. Manelistul și echipa sa neagă aceste acuzații și spun că este vorba despre șantaj. Îi acuză pe păgubiți că au cerut bani în plus pentru a-și retrage acuzațiile. La ieșirea de la audieri, acesta a spus că le-a dat banii înapoi celor cărora ar fi trebuit să le cânte la nuntă. Manelistul a scăpat cu o măsură destul de blândă, control judiciar, pentru următoarele 60 de zile. Pentru ce eveniment avea loc? Pentru nunta fiului meu. A fost... pe 28 ianuarie 2023, la el acasă, i-am dat suma de 10.000 de euro și nu s-a mai prezentat. Când urma să aibă loc evenimentul? Trebuia să vină pe 13 august 2023. Am luat legătura cu Roxana, cu soția lui Florin Salam și mi-a asigurat că maxim într-o lună de zile îmi dă bani. Și după aia n-am mai răspuns nici ea, i-am căutat acasă la București acolo și nu mi-a mai răspuns niciunul.
Val de promisiuni din partea ministrului Murcii, Simona Bucura Oprescu, care a declarat că din toamnă pensiile vor crește cu peste 80% pentru seniorii care au pensii mici. De la 1 septembrie, românii vor primi pensiile recalculate, a dat din nou asigurări șefa de la muncă. Și o altă promisiune a ministrului este că din acel moment vor dispărea inechitățile dintre pensionari. Din toamna acestui an va avea loc o nouă majorare a pensiilor. Asta pentru că aceste pensii vor fi recalculate după o nouă formulă și vedeți parțial această formulă aici pe ecran. Ar trebui să primească pensionarii cu pensii mici o sumă semnificativ mai mare. Ministrul Muncii ne-a dat un astfel de exemplu, e cel ilustrat. Un român care a muncit pe salariul minim pe economie timp de 35 de ani va avea o creștere de peste 80% a pensiei. Adică de la 1281 de lei, cât este indemnizația minimă socială, la 2300 de lei, datorită punctelor stabilite. Punctele de stabilitate, acestea pe care le vedeți ilustrate, sunt puncte bonus oferite românilor care au muncit peste 25 de ani. În România sunt în total 4,6 milioane de pensionari. Dintre aceștia, puțin peste un milion câștigă 1281 de lei. Însă o parte dintre acești pensionari nu îndeplinesc stagiul minim de cotizare de 15 ani. Chiar și așa, primesc această pensie socială minimă garantată de stat. La nivel național trebuie spus că pensia medie lunară este de 2125 de lei. Un vot istoric astăzi pentru România în Parlamentul European. A fost recunoscut dreptul țării noastre de a-și recupera tezaurul furat de la Moscova sau să obțină compensații. Este vorba de peste 90 de tone de aur, obiecte de patrimoniu, colecții de artă și bijuterii. În cazul unor negocieri cu Rusia, după încheierea războiului din Ucraina, Uniunea Europeană ar putea folosi documentul ca să pună condiții Moscovei. Colega noastră, Andreea Gheorghe, este la Strasbourg și a urmărit momentul votului și ne aduce de Bun găsit tuturor! Solicitarea europarlamentarilor români, până la urmă un demers vechi de mai bine de un an, a fost concretizată astăzi, pentru că Parlamentul European a votat o rezoluție prin care sprijină România în ceea ce privește tezaurul național care a fost trimis la Moscova în urmă cu mai bine de 100 de ani, în timpul primului război mondial, dar pe care nu l-am recuperat niciodată. În timpul dezbaterilor, eurodeputații români au atras atenția asupra nevoii de a face acest subiect cunoscut la nivel internațional. De partea cealaltă, reprezentanții Comisiei Europene au transmis că sprijină țara noastră. În schimb, în acest moment, canalele de comunicare dintre Uniunea Europeană și Rusia sunt blocate, așa că au spus că după rezolvarea situației dintre Rusia și Ucraina, atunci ar putea să fie reluat din nou acest subiect în negocierile, discuțiile și consultările dintre Uniunea Europeană și liderii de la Moscova. Reamintim că în timpul primului război mondial, România a trimis pentru a fi protejate mai multe bunuri. La Moscova vorbim despre bijuterii, despre documente importante din statul român, dar și despre aur. Mai exact, peste 90 de tone de aur fin pe care până acum nu l-am recuperat. Faceți cunoștință cu Figure One, noul robot umanoid realizat de compania Figure în colaborare cu OpenAI. OpenAI este compania părinte al ChatGPT. Robotul poate vorbi și conversa cu o persoană în timp real, după cum se poate vedea și într-un videoclip publicat recent pe contul YouTube al firmei. Figure este prima companie robotică AI care aduce la viață androizi pentru uz general. Hey, Figure One, what do you see right now? I see a red apple on a plate in the center of the table, a drying rack with cups and a plate, and you standing nearby with your hand on the table. Great. Can I have something to eat? Sure thing. Great. Can you explain why you did what you just did while you pick up this trash? On it. So I gave you the apple because it's the only edible item I could provide you with from the table.
Based on the scene right now, where do you think the dishes in front of you go next? The dishes on the table, like that plate and cup, are likely to go into the drying rack next. Great. Can you put them there? Of course. All right, so how do you think you did? I think I did pretty well. The apple found its new owner, the trash is gone, and the tableware is right where it belongs. I agree. Thanks, Figure One. You're welcome. If there's anything else you need help with, just let me know. Regiunile rusești Kursk și Belogorod de la granița cu Ucraina au fost atacate din nou în această dimineață. Un val de drone a fost lansat în direcția celor două regiuni și Ministerul Rus al Apărării susține că a distrus 14 aparate kamikaze. Autoritățile locale spun că 2 oameni au murit, iar 6 au ajuns la spital. Mai multe clădiri au fost avariate în atacul comis de, atenție, partizani ruși. În timp ce voluntarii ruși care susțin Kievul își continuă incursiunea și atacă forțele din aceea țară. Peste 190 dintre ei au fost uciși, spun autoritățile de la Moscova. Între timp, 10 de drone au fost lansate și de ruși în direcția Ucrainei, iar apărarea antiaeriană a distrus 22 dintre ele. În paralel, conducerea centralei nucleare Zaporojie, controlată de ruși în acest moment, a acuzat armata ucraineană că ar fi bombardat infrastructura critică de acolo. Rușii au pierdut în ultimele zile 10% din capacitatea de producție de petrol. Este un calcul făcut de agenția americană Bloomberg. Cum se explică ziua și explozia de la rafinărie? Ei bine, priviți această hartă. Rușii au considerat că ar fi o idee bună să placeze majoritatea rafinăriilor de petrol de-a lungul anilor, de care depinde economia lor, chiar lângă țara pe care au găsit că e bine acum să o invadeze. Majoritatea rafinăriilor atacate în ultima săptămână cu drone au suferit distrugeri severe și uneori au fost distruse cu totul, ori scoase din circuitul economic. De la o singură fabrică, Rusia primea peste 17 milioane de tone de combustibil pe an. În ajun de alegeri și cu războiul pe propriul teritoriu, Vladimir Putin face apel la patriotismul rușilor. Le cere să voteze cât mai mulți la alegerile prezidențiale care încep în Extremul Orient în numai câteva ore. Votați pentru un viitor strălucitor al Rusiei voastre iubite. E un citat transmis populației de dictatorul de la Kremlin. El le-a cerut același lucru și oamenilor din regiunile ucrainene anexate ilegal de regimul pe care îl patronează. Убежден. Вы понимаете, какой непростой период сейчас у нашей страны? Какие сложные вызовы стоят перед нами практически во всех сферах? И чтобы продолжать достойно отвечать на них, успешно преодолевать трудности, нам и дальше нужно быть сплоченными и уверенными в себе. Мы уже доказали, что умеем быть вместе, защищая свободу, суверенитет и безопасность России. Отстаивая наши ценности, традиции, историю и культуру. Участие в выборах сегодня – это и есть проявление патриотических чувств. Это хорошо понимают жители Донбасса и Новороссии, которые в тяжелейших условиях голосовали на референдумах за единство с Россией. Голосовать будут и наши бойцы на фронте. Они, проявляя мужество и героизм, защищают отчизну. И, участвуя в выборах, подают всем нам пример.
Все мы, многонациональный народ России, одна большая семья. Мы переживаем, волнуемся, заботимся о родной стране. Хотим, чтобы она была благополучной, сильной, свободной и процветающей. Чтобы повышались уровень и качество жизни. Поэтому прошу вас прийти на выборы и выразить свою гражданскую и патриотическую позицию. Проголосовать за выбранного вами своего кандидата, за успешное будущее нашей любимой России. Continuă confruntarea de la distanță între Coreea de Sud și Coreea de Nord. În timp ce militarii Seulului participă la manevre comune cu cei americani, Phenianul a organizat propriile exerciții. Le-a supervizat însuși dictatorul Kim Jong-un, care ar fi condus un tank. Români vor merge în Germania. Polițiștii români vor merge în Germania ca să-l aducă acasă pe fugarul Cătălin Cherecheș. 4 luni au durat procedurile de extrădare și doar 10 zile îl mai desparte acum de ispășirea pedepsei într-o închisoare din România. Va sta într-o celulă de lux când va ajunge în țară. Acestea au fost condițiile autorităților de la Berlin. Între timp, socrii lui Cherecheș au ajuns și ei în fața judecătorilor. Sunt acuzați că au încercat să mituiască un magistrat pentru a-l scăpa pe ginerele lor. Se întâmplă. E un proces normal, nu? Ce poate să se întâmple? Socrii lui Cătălin Cherecheș au avut primul termen de judecată în dosarul în care sunt acuzați de dare de mită. Aceștia erau însoțiți de către soția fostului edil. La ieșirea din sala de judecată, ei nu au vrut să declare nimic cu privire la cele discutate în ședință. Ne ziceți ce s-a decis? Nimic. Soții Glig au fost trimiși în judecată după ce ar fi încercat să oferă o mită cuprinsă între 50.000 și 100.000 de euro mamei unei judecătoare, astfel încât aceasta din urmă să pronunțe o decizie favorabilă în dosarul de corupție în care este cercetat ginerele lor. După mai multe contestații, instanța a decis ca socrii lui Cătălin Cherecheș să fie trimiși în judecată. Cei doi se află acum sub control judiciar și nu au voie să părăsească țara. La ieșire din sala de judecată, de declarații s-a ferit și avocatul care îi reprezintă pe socrii lui Cătălin Cherecheș. Eu cred că lucrurile vor decurge așa cum trebuie să decurge, într-un proces direct, corect. Sunt în postura în care, începând procesul, cercetarea judecătorească, nu doresc să furnizez informații pentru că ele vor fi publice la un moment dat. Fostul primar din Baia Mare urmează să fie extradat din Germania, acolo unde a fugit pentru a scăpa de închisoare. Socrii spun că îl vor aștepta la aeroport. O să-l aștept. Cum să nu-l aștept? E ginerele meu. Ați mai vorbit cu el? Normal că nu. Așteptăm dintr-o clipă în alta decizia de la coaliție. Vă reamintesc, liderii PSD și PNL se întâlnesc chiar acum la guvern pentru a lua o hotărâre privind candidatul pentru primăria capitalei. O să venim cu informații din spatele discuțiilor, din interiorul discuțiilor. Luăm o scurtă pauză, rămâneți însă alături de noi. Ne întoarcem. Și ne-am întors cu informații de ultimă oră din ședința coaliției. Vă reamintesc, la această oră nu s-a terminat încă ședința. La Palatul Victoria, liderii PSD și PNL se întâlnesc pentru a stabili candidații
pentru primăria capitalei, sau candidatul, pentru că miza ar fi fost să găsească un candidat comun, și locurile din sectoare sau sectoarele Bucureștiului în care vor avea candidați comuni. Discutăm despre informațiile pe care le avem din interiorul ședinței, împreună cu Andreea Dumitrescu, colega noastră de la Digi24, și Sabin Orcan, Newsweek România. Bună seara, Andreea, bună seara, Sabin. Bună seara. Andreea, o să te rog pe tine să ne spui informațiile aflate de colegi din interiorul ședinței. Da, colega noastră Elena Crângașu ne transmite că au stabilit să aibă până la urmă candidați comuni la sectoarele 1, 2, dar atenție și la sectorul 5. Deja vorbeam de sectoarele 1 și 2, 1 să meargă către liberali, unde ar avea șanse chiar Sebastian Burduja vehiculat însă și dacă pentru... Dacă nu va candida la primăria capitalei din partea PNL. Da, iar sectorul 2 să meargă către Partidul Social Democrat, aici erau două nume vehiculate de PSD, fie Dan Cristian Popescu, care a mai încercat să obțină această candidatură. La sectorul 2 e de reamintit că cele două formațiuni se vor bate cu un candidat care stă bine în sondaje, de la USR, domnul Mihaiu. Este o politică pe care o au cele două partide până la urmă la nivel național. Acolo unde se confruntă cu primari în funcție din partea USR sau a altor partide încearcă de opoziție. Să-și găsească un candidat. Exact, încearcă să-și unească forțele pentru a-l învinge. Acum însă, că de fapt se întâlniseră la Palatul Victoria, în primul rând pentru a tranșa chestiunea legată de candidatura pentru primăria capitale. Exact. Și decizia luni fusese să meargă separat. De ce? Pentru că potrivit analizelor făcute de coaliție, nu aveau nicio variantă care, cu tot cu candidatura lui Cristian Popescu Piedone, nu reușea să câștige primăria capitalei. Nicio variantă. În coaliția formată din cele mai mari partide din România, nu aveau candidat câștigător și atunci, ca eșecul să nu fie atât de răsunător, au hotărât, luni cel puțin, 95% pe această decizie, să meargă separat. Înțelegem că până la ora la care noi avem această discuție, ședința încă nu s-a terminat, n-au ajuns la o concluzie finală asupra acestui punct. Problema n-a fost tranșată, nici măcar dacă să fie separați sau împreună cu o stea norocoasă care să se bată cu meteoritul, nici dacă au alte nume surpriză pe care surse din PSD le invocau în această dimineață, că poate, poate se găsește o alternativă. Să le aducem aminte celor care ne privesc, meteorit era domnul Popescu Piedone, iar calificativul îi fusese adresat de liberalul Rareș Bogdan. Sabin Orcan, așadar, au luat o decizie până la această oră în privința a trei sectoare unde vor să challenge-uiască actualul primar în funcție, împreună PSD cu PNL. Nu au luat însă o decizie în privința primăriei generale. Păi, aici sunt două observații. Deși sunt alegeri locale, capitala are un statut aparte. Avem în capitală 7 primari, nu? Avem un primar general și 6 primari de sectoare. A doua este atipic pentru că în capitală de obicei nu, votul din capitală nu corespunde cu votul la nivel național. Hai să ne uităm la ultimele alegeri. În unde USR, votul pe, la partide. Votul la partide. Hai să ne uităm rezultatele. USR Plus cât a luat la restul orașelor din țară și hai să ne uităm cât a luat la București. Deci este un vot atipic din acest punct de vedere. A treia observație pe care ar trebui să o facem este că din cauză sau datorită faptului că televiziunile naționale, cele mai mari publicații din România, presa toată din România, 90% din presa din România, se află în capitală. Din această cauză, mediatizarea pentru alegerile din capitală e mult mai mare decât mediatizarea alegerilor din Iași în presa națională, sau din Cluj, sau din Constanța, sau din Timișoara. Există însă și un alt argument, Sabin, și îl cunoști foarte bine, îl cunoașteți amândoi foarte bine. Numărul de voturi din capitală este mult mai mare. Cel de-al doilea după președintele României. Corect. Iar un sector din capitală are mai mulți locuitori cu drept de vot decât în Iași, Cluj, Timișoara. Atunci corect. Când te uiți la cum se votează în capitale și în sectoare, poți să-ți faci o imagine mult mai clară asupra ceea ce urmează în anul electoral. Corect, cu condiția să folosești însă nume grele. Și am mai făcut observația asta în marți la Cosmin Prelipceanu și am mai găsit spre deosebire de alte alegeri în care am avut un președinte al României ales din funcția de primar general al capitalei, greii partidelor aflate la guvernare, ba chiar aș spune că și în opoziție, greii partidelor se feresc
să intre în luptă, da? Avem o coaliție de partide în opoziție care îl susține pe actualul primar, cel fără de partid, pentru că Nicușor Dan nu mai e în partidul lor. Avem două partide aflate la guvernare care nu-și lansează numele cele mai grele în această bătălie. Cu șanse sau fără șanse? Eu nu discut despre procentele din sondaje. Discut despre faptul că înainte locomotiva partidului s-a aruncat într-o astfel de luptă, tocmai pentru că își testa capacitatea de a obține o funcție mai înaltă, cum ar fi cea de președinte al României. Dar vreau să fac o observație legată de mediatizare. Dacă vreți, subtilitatea este că toată presa fiind concentrată pe bătăliile electorale din capitală, rezultatul sau înțelegerile mai degrabă decât rezultatul, înțelegerile dinaintea campaniei electorale pot aduce plus sau minus partidelor care se înțeleg într-o alianță. Putem avea situația, și eu văd mai degrabă PNL cu riscul ăsta, putem avea situația în care PNL susține un candidat unic, dar care provine din PSD, și oamenii în țară, la Buzău, la mine, să nu mai voteze cu PNL-ul din acest motiv. Votul să fie, votul pentru că se uită la imaginea Bucureștiului, să fie corect. O sancțiune adică însă locală. Corect. Adică chiar înainte de vot s-ar putea ca oamenii să spună, da, dar de ce să gireze PNL-ul un candidat al PSD, care e un candidat cu o notorietate negativă mai degrabă, și nu vreau să dau nume aici, avem pe ecran niște personaje, oamenii se uită la aceste imagini și își dau seama despre cine vorbesc. Despre asta este vorba. Alegerile astea contează, pentru că sunt alegeri foarte importante și la nivel național, prin mesajul pe care îl transmit. De asta eu cred în continuare că PNL ar trebui să își joace cartea și să trimită un candidat la luptă cu șanse, cu mai puține șanse. S-au enunțat niște nume. Domnul Burduja, care e un politician tânăr, ministru, un om care are o carieră, să spunem, în politică, o ascensiune destul de frumoasă, sau altcineva din afară, cum a fost Ionuț Lupescu, nu testat în aceste sondaje. Dar a renunțat la candidat propriu, eu cred că e o greșeală pentru PNL în aceste alegeri, repet, la capitală. Andreea Dumitrescu, deși au părut că știu ce au de făcut, că au pregătit niște pași, constatăm acum că s-au înțeles asupra comasării alegerilor. Au început această discuție ipotetică legată de candidați comuni, dar planul nu exista. Planul, de fapt, este mult mai complex. Planul nu vizează strict... E complex, dar îi lipsesc detaliile, cum ar fi candidați. Exact, detaliile. În detalii se împiedică. Pentru că planul este mult mai larg. Nu vizează strict primăria capitalei și nu vizează strict alegerile astea care vin pe 9 iunie. Vizează și alegerile prezidențiale, vizează și alegerile parlamentare. Dacă vor merge separat și vor pierde Partidul Național Liberal cu un asemenea eșec înregistrat la capitală, unde poate sunt înclinat electoratul mai degrabă spre dreapta, riscă să aibă eșecuri ulterior la toate celelalte alegeri din cauza acestei influențe. E o analiză pe care o vom continua, repet, evenimentul ăsta e în desfășurare, negocierile continuă și la această oră. Timpul nostru însă se încheie aici, ne revedem săptămâna viitoare, luni de la ora 19 până la ora 20, rămâneți alături de Digi24, urmează sport, iar mai apoi jurnalul de seară cu Cosmin Prelipceanu, de la ora 21, detalii despre această negociere aduce Vasile Dâncu, invitatul lui Cosmin Prelipceanu. Rămâneți alături de Digi24.